Un sincer la mulți ani îi spunem astăzi și Georgetei Voinovan. Da, le spunem felicitări tuturor celor care poartă numele de George, Georgeta, Georgiana, Geta, Gina, Gelu, Geco, Geo, Gică, Georgina, Iordache și așa mai departe. Și să vedeți că ziua de astăzi a coincis și cu un alt eveniment din cariera Georgetei. Despre ce este vorba o să ne spună chiar ea, pentru că vine în această seară pe canapeaua Vorbelor Bune. La mulți ani! Mulțumesc, Soare. Și bună! Bine v-am găsit! Bine, bine ai venit! Sărbătorești, Geta, păi, în fiecare an numele tău? Știi cum, cu sărbătoritul în general în familia noastră este o chestie mai aparte, așa. Noi nu, nu facem cu mult fast. Dar, da, numele Gheorghe în familia și în neamul meu este unul foarte des întâlnit și eu chiar cred cu sfințenie în faptul că Sfântul Gheorghe ne veghează și ne ajută să trecem peste foarte multe obstacole. Am avut, deci, tatăl mamei mele a fost Gheorghe, mama mea este Georgeta, următoarea generație eu sunt Georgeta și îl am pe George, unul dintre gemeni, adică noi suntem în patru generații cu Sfântul Gheorghe. Minunat! Numele tău, l-a ales? Tatăl meu a ales numele meu când m-am născut. Mămica mea este româncă din România, mm-hmm. Și tăticul a scris atunci, a dat o telegramă, pentru că așa era. A trimis o telegramă că noi avem o getuță mică. Și chiar dacă mama mea și-ar fi dorit un alt nume, poate pentru mine atunci, dar dacă tăticul deja a comunicat tuturor rudelor din România că s-a născut o Georgetă mică, așa a rămas și eu sunt în numele mamei. Iar când s-a născut sora mea, apropo, eu aveam 4 ani și am zis, dacă eu port numele mamei, ea trebuie să poarte numele tatei. Și tatăl meu fiind Corneliu, sora mea este Cornelia. Așa, ați făcut foarte dreaptă. Da. e foarte frumos lucrul ăsta. Simți așa că eu totuși un sfânt acolo care te protejează și te ajută? Tu știi, eu chiar cred că numele de botez contează și trasează o cale aparte sau o, să zic, o legătură aparte către cer, către divin, pentru că atâtea situații am avut în viață din care nu vedeam ieșire, pur și simplu. Și totuși am ieșit cumva biruitoare și la un moment dat mi-am dat seama că probabil există și acest, această veche de sus din partea Sfântului al cărui nume îl port. Și să știi că chiar zilele trecute am pus viața Sfântului Gheorghe, am găsit un filmuleț. Pentru că sunt acum o sumedenie de surse din care ai putea să citești sau să asculți. Am ales un filmuleț și l-am ascultat, l-am vizionat împreună cu George și cu Andrei și cu gemenii. Și a avut cu adevărat, mi-am reconfirmat și mi-am reamintit că a avut o viață foarte ilustră pentru un simplu pământean și nu în zadar a fost martirizat și canonizat și are o putere foarte mare. Puterea ta vine din jurul copiilor, copiii tăi, dar și copiii de suflet ai tăi, pentru că ești un om care adună foarte mulți copii, îi direcționează, le face ore de canto, le face melodii și deja nu mai faci diferență între cui copii. Da, dragele lui, știi cum, eu toată viața mea, cumva, în paralel cu muzica pentru maturi, cu muzica mai serioasă pe care am făcut-o, am scris și muzică serioasă pentru copii. Și îmi place să spun asta pentru că am încercat întotdeauna să fac aranjamente serioase, aranjamente de calitate și la cântecele pentru copii pe care le scot. Pentru că până la urmă, să știi că sunetul în sine, calitatea sunetului, calitatea sunetelor timbral, da, a vocilor, a instrumentelor din care constituie un aranjament pentru copii, foarte mult contează și influențează la nivel fin
influențează personalitatea copilului. Și în ultimul timp, cu Crescendo, cu acei minunați copii și părinți din Crescendo, care îmi sunt o a doua familie de mai bine de un an, am realizat câteva lucrări, anume în spiritul ăsta de instrumente vii, cu pian, care îmi este cel mai bun prieten de la vârsta de 6 ani jumate, cu instrumente vii. Iată, astăzi am venit la voi cu un colind pascal sau cu un cântec de Paști, realizat împreună cu Viorel Burlacu. Eu am cântat la pian, Viorel a pus chitările, am înregistrat la el la studio, îi mulțumesc pe această cale și îl recomand că pe un om de mare, de mare credință, de mare suflet și de mare profesionalism. Da, e adevărat, un om pe care l-am cunoscut și cred că trebuie să-l cunoască mai multă lume. Exact. Pentru cumințenia sufletului său, exact. Și cumsecădenia pe care o are. Și pentru profunzimea pe care o are și o transmite celor cu care intră în contact. Am realizat și un videoclip cu regia Elenei Țurcanu, care este mămică la noi la studio. Mulțumesc și Tatianei Pascaru pentru că ne-a ajutat cu tehnică și cu... Deci am avut niște parteneri extraordinari. Am o mămică în studio, Iulia Siviroveanu, care mi-a oferit ținuta pentru că face ținute extraordinare. Și uite, așa, mână de la mână, cumva s-a făcut, s-a realizat un lucru frumos și mi-am zis, dacă nu vin nici astăzi să-l prezint atunci, la tine la aici în platou, atunci până la Paștele viitor, nu știu dacă mai avem ocazia, da, se numește Din Înalt. Din Înalt. Din Înalt primim noi energie, în Înalt se duc dorințele noastre și eu mă bucur foarte mult că avem și un videoclip de la tine, pentru că, da, chiar în ultima perioadă doar apariții de prin emisiune, așa, cântate le avem cu tine. Da, astăzi pot să spun cu să afirm sus și tare că urmează două premiere foarte importante pentru mine și sper să placă și să prindă, pentru că un artist are nevoie de recunoaștere. Nu atât de recunoștință, cât de recunoaștere. Recunoștință din partea mai copiilor. Mai ales că în perioada aceasta noi ca artiști nu avem alt fel de recompense, nu avem de cântat. Nu aveți aplauze, nu aveți energie, exact, publicului. Și atunci unica recompensă care rămâne este cea morală, cea emoțională. Eu aștept cu nerăbdare deja premierele, tot, da, aici pe Canateaua Vorbelor Bune. Până atunci, pentru că suntem în săptămâna luminată, suntem în săptămâna în care cu atât mai mult trebuie să fim mai buni, trebuie să îmbrățișăm oamenii de alături, măcar virtual, că în perioada asta nu prea putem, să ne spunem vorbe frumoase. În aceste momente, în premieră, pentru că am primit ieri noaptea pe la 11 videoclipul în premiere, nici echipa Vorbelor Bune încă nu l-a vizionat. Admirăm videoclipul, Georgeta Voinovan și micuții din Crescendo. Din Înalt, vizionare plăcută vă dorim! Nu.